5 octombrie 2014 am urcat pe Valea Seacă dintre Clăi. Aici am ajuns în Șaua dintre Clăi. Colegii sunt mai sus. Și de aici urmăm traseul pe brâul lui Răducu. Acolo alt grup. Superb, se vede Piatra Mare, centru. Multe săritori. Noroc că am avut o cordelină. A fost superb. Aici traseul continuă spre Jepii Mari. Așa, și aici urc un pic pe potecuța asta să văd priveliștea de acolo. Culmea asta duce spre vârful Claia Mare. Okay. Potecuța pe care se ajunge pe vârful Claia Mare. Iar aici spre Jepii Mari. Și o păsărică. Fantastică imagine. Te bagi în blana lui acolo? În blana lui mițoasă? Trebuie să nu mor, măi. Asta e de 8. E de 8, da. Păi, e mai una la Adina care e de un centimetru. Dar zic, lasă, luăm una mai grosuță. Dar să știi că e cam rece aici. Poți să pui mâna pe ea, o simți. Bine, pentru treburi mai serioase. Noi am zis, hai să cumpărăm, să avem... Să știi că asta știi cât are. Eu am din asta, eu am de la magazin de construcții, dar ține 350 tot. Da, de ce mai e ieftină, că ăștia de la mână. Nu, de ținut, ține, nu-i problemă de rezistență, da, da. Dar la mână. Nu folosești decât pentru porțiuni scurte, adică doar pentru... Nu, mă, dar la mână te taie, mă, dacă e subțire. Nu poți să o ții. O ții, dar nu o ții 10 secunde, 20, dar te taie, nu poți. Dacă rămâi cu toată greutatea în ea... Eu nu ridic picioarele de obicei la poză. Mai ales că am și bocanci. Ia ține asta așa. Da. Așa, le ține așa. Ține așa. Ține așa. Asta a fost filmare. Până tot... Ce prostie ar zis. A tras. Că de obicei zic. Uite acolo pe culmea aia. E o imagine încolo spre Jepii Mari. Trage de ea. Trage de ea, băi. Nu rata ocazia. Da, stai și? Da, și aici bagi piciorul să te ridici pe ea. Bagă-ți picioarele. Păi nu, aceea nu e... Da, mă, ți-arată cum se face. Cum se face? Mai o deplasezi. O deplasezi în sus. În sus și iar pui cracul și iar urci. Aha. Aici strângi. Și cu coarda atât întinsă, coarda e pusă. E agățată coarda, băi. Coarda e agățată și stau târni în ea. Și tu faci un pas cu asta. Faci un pas. E treaba cea mai simplă. Nici eu n-am făcut-o niciodată, nu știu. Eu m-am gândit singur. Mă, cum trebuie să fie chestia asta? Eu am văzut-o și la Discovery. Nu, eu am mai văzut, am învățat toată nodul. Nodul Prusac. Mie mi-a confirmat Adina cum e, că ea a făcut de-astea.